Sala de conferințe a cabinetului deputatului Florian Nicolae din cartierul Tineretului îi va găzdui pe cei ce își doresc să se pregătească mai mult pentru examenul de bacalaureat. Astfel, începând de săptămâna viitoare, tinerii sunt așteptați în fiecare luni de la ora 17 să ia parte la orele de meditații gratuite la limba și literatura română susținute de profesorul Alina Meclea. Chiar dacă până în acest moment sunt înscriși peste 20 de tineri, cursurile au fost amânate pentru a se oferi posibilitatea de înscriere cât mai multor doritori. Până în prezent s-au înscris 22 de elevi de la diferite licee, respectiv Maiorescu, Tudor Vianu, Cartojan, chiar și de la Ion Barbu avem câțiva. Am trecut de joi de la 5, cum era stabilit inițial, pentru luni la ora 17. Cursurile de pregătire se vor acorda aici, în sala de ședințe de la cabinetul domnului deputat. Vor beneficia de cursuri de pregătire pentru bacalaureat, exclusiv pentru bacalaureat. Pot veni și cei care sunt clasa 11-a, pentru că oricum au nevoie. Vom oferi cursuri momentan de pregătire doar pentru română și matematică, probe obligatorii pentru cei de clasa 12. La cabinetul deputatului, tinerii vor putea să parcurgă și meditații gratuite la matematică. Durata unei ședințe va fi de 2 ore. Pentru mai multe informații, cei interesați o pot contacta pe profesor Alina Meclea la telefon 0728 132 629.